primul pacient cu coronavirus din surse extrem de solide este confirmat. Ne aflăm într-o situație cu care omenirea nu s-a mai confruntat în istoria recentă. Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României. Pe vremea aceasta ne pregăteam de mărțișor și de venirea primăverii, când am aflat de primul caz de infecție cu SARS-CoV-2 în România. De atunci, medicii au trăit stări pe care nu se gândeau că le vor trăi vreodată, de la agonie la extaz. Noi, jurnaliștii, am încercat să vă prezentăm în fiecare zi situația din spitalele din România, iar astăzi, la un an de la Calvar, am intrat în secția de ATI a unui spital COVID pentru a vă prezenta realitatea cruntă în care trăim astăzi. O să vă pun o întrebare oarecum retorică. Ați muncit mult? Da. Deci nu mă așteptam că pot să fac, nu știu, 4-5 gărzi în câteva zile, în 9-10 zile să fac 5 gărzi. N-am crezut că o să doresc atât de mult. Nici gând, n-am crezut că o să fie undeva la 2-3 săptămâni, se va termina, e o chestie care, nu știu, e o trecătoare. Nu vă panicați, doamnă, bine? Nu ne agităm, doamna. Tragem aer, doamna, haideți. Tragem aer. Porniți sedarea, vă rog. Cât dintre pacienții infectați cu COVID de la ATI sunt intubați și cât sunt conștienți? Păi, în general, clar, cei care ajung intubați, pot să zic undeva la 60%, dintre care astea 60% avem un procent de, nu știu, supraviețuire de 20%, cam așa, dintre cei intubați care ajung intubați într-o stare gravă. Dar de multe ori cei care ajung intubați sunt cei care vin târziu la spital. După 10 zile, 12 zile, tratând cu ce tot felul de chestii acasă, sunt sedați, uneori și curarizați, ce înseamnă că pentru a tolera ventilatorul, gândește-te că stai cu o țeavă în gât, n-ai cum să tolerezi așa ceva. Ventilator, țeavă, trebuie să ai o analgezie, să zic așa, o sedare. Ei, stop! Ați dat adrenalina? O să vă las că e stop acolo, da? Când a fost intubată cu 6% saturație avea. Și acum? Mișa, uite-te acum cât e după intubație, vezi? 1%, atâta e saturația oxigenului. Deci, vezi, asta este diferența între un pacient COVID și non-COVID. La COVID cade foarte repede, nu? Exact. Uite-te acum cât e saturația, da? 97. Hai să dăm mască jos, da? Așa. Vreau să urmărești acolo cât ajunge fără oxigen în 2 minute. Primiți aer. Dumneavoastră, respirați bine? Acum respirați acum, bine? Da, ia nu, la uite-te. Văd, tocmai de-aia întreb. 84 deja, da? Haide să tragi mai. N-a durat un minut fără oxigen, uite, 82, da? Asta încerc să zic, ei stau acasă, ajung într-o stare unde nu realizez că nu ai saturat oxigen, pentru că ai o afectare pulmonară. Pentru că ei pot respira cât de exact, bine. Exact, respiri dar... conștient, ești cu operan, nu îți dai seama, atunci îți dai seama când deja nu mai poți să respiri. Sunteți bine? Sunteți bine? Bine, am dormit. Nu dorm noapte eu. Vă e teamă? Nu te teamă. Nu știu, nu pot să dorm. În ATI, non-COVID, problemele astea respiratoare nu le întâlnim. Formele astea de RDS, cum e cunoscută, este o insuficiență respiratorie destul de acută, agresivă, unde nu o să o întâlnim, adică și rata de supraviețuire la un pacient intubat la non-COVID este mult mai mare decât non-COVID.
pentru că există diferite patologii. De multe ori sunt intubați din alte motive sau vin intubați post-operator. Păi, în mod normal, un pacient non-COVID, da, când îi intubezi, sau într-o anestezie normală, într-un pacient. Saturația e 99% și dacă îl lași fără oxigen, are rezervă pulmonară, are rezervă de oxigen, știi? Într-un pacient de COVID, rezerva lui e zero. Cum am luat contact cu virusul, nu știu, că întotdeauna ne-am protejat. Nici n-am ieșit din casă decât la magazin să iau o pâine și după 3 zile altă pâine. De frică, dar de ce te ferești de aia teoria? Oamenii care sunt la ATI COVID sunt unii dintre ei conștienți și văd alți colegi de salon, dacă pot spune așa, care mor lângă ei. Am încercat tot timpul să îi punem în categorii oameni conștienți într-un salon, oameni care sunt intubați în alt salon, sau să punem separatoarele alea ce l-ați văzut, să nu mai vadă. Am încercat diferit. Să ne faceți un pic viața mai bună. Dar când vorbim de locuri, nu mai ținem cont de nimic, internăm oriunde, unde avem un loc. Bozi, nu mai suport, vreau să mor ca să scap odată, nu mai suport. Eu nu mai suport. A fost o perioadă în care am văzut multe lucruri care credeam că nu o să le văd vreodată. Într-un an de zile am văzut lucruri pe care în 2 ani jumate de rezidențiat de non-COVID, să spun așa, nu le-am văzut. Suferință multă, pacienți foarte gravi, pacienți care își pun toată încrederea în tine ca medic, ca personal medical și care luptă și fac orice ca să supraviețuiască și să trăiască. Sunt cazuri ca pacienții ventilați, intubați, să fie detubați, extubați ulterior și să supraviețuiască și să fie chiar transferați în terapie intensivă. Dar o statistică concretă nu am să vă zic în sensul acesta. Dar șansele sunt destul de mici. Șansele scad, într-adevăr, dar în anumite situații, când pacientul luptă, nu mai poate să lupte, când se sufocă, nu are sete de aer și prin celelalte metode nu se mai poate asigura oxigenarea corpului, intubarea este unica lor șansă de a câștiga timp suplimentar ca tratamentul să acționeze asupra organismului. Noi prin intubarea asta facem, câștigăm timp suplimentar. Nu pot să spun că n-au fost pacienți, mai puțin, pentru că foarte multă lume a fugit de spital. Eu sper că totuși cei care au avut probleme deosebite, ăștia s-au cam prezentat. Nu cred că au stat acasă și au suferit de frica COVID-ului. Terapia non-COVID a fost plină. E greu de găsit un loc în terapie. Pentru noi, care avem o infrastructură la pământ, și aici vedeți cea mai nouă secție, am secții în 1915, secții în 1925, vă dați seama ce pot eu să pretind de la oamenii. Cum să asigure mentenanța? M-am avut destui colegi, medici, asistenți, infirmiere, brancardieri care s-au îmbolnăvit. Din fericire, n-am pierdut niciun medic. Dar totuși asta a creat o altă problemă. Pe lângă oboseala cronică și sindromul de supra-solicitare al celor care lucrează non-stop, faptul că un coleg s-a îmbolnăvit de COVID și mai are și doi contacti, asta a creat un dezechilibru pe secție. E foarte greu, suntem obosiți după atâta luni, dar nu renunțăm. Ceea ce îmi doresc, să se termină o dată, să revenim la normal. Știu că ATI-ul din totdeauna a fost o secție grea, doar că vrem să vedem pacienți, să-i simțim, să nu mai stăm în combinezoane să ne vadă și ei, să avem și rezultate mai bune, să nu vedem o depreciere atât de rapidă și agresivă, să nu mai vedem atâta suferință.